cele 5 sola sunt importante nu doar pentru că rezumă foarte bine învățătura protestantă a reformei din secolul XVI, ci și pentru că surprind esența Evangheliei. Ele rămân în picioare pentru că provin din învățătura clară a Sfintei Scripturi, sunt instrumentul ce conduce la credință și au ca scop gloria lui Dumnezeu. Dar nucleul este persoana Domnului Iisus și dulceața lor provine din harul lui Dumnezeu arătat oamenilor. Da, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar ce înseamnă că El este central în mântuire? Cine spune lumea că este El? Cine spui tu că este El? În ce constă unicitatea lucrării sale? Ce înseamnă că El este suficient? Dar pe de altă parte, ce este harul lui Dumnezeu? Ce implicații are harul cu privire la rolul lui Dumnezeu și al omului în mântuire? Care sunt mijloacele harului ce ne-au fost puse la dispoziție? Și despre Solus Christus și Sola Gratia vom vorbi în conferința 5 Sola din 20-25 iunie. Sunt Iosua Faur, păstor în Biserica Baptistă Sfânta Treime din Brăila și abia aștept să privim împreună în gloria Evangheliei.